Astăzi vom învăța lucrarea de copcit, lucrare care se aplică în acest sezon la vița de vie. Ca și definiție, copcitul reprezintă eliminarea rădăcinilor superficiale din partea superioară a portaltoiului și din punctul de altoire, cu scopul de a fortifica foarte bine rădăcinile bazale. În momentul în care nu se realizează lucrarea de copcit, rădăcinile superficiale pot prelua controlul la vița de vie. Ori o viță de vie înrădăcinată pe rădăcini superficiale suferă de ger, pentru că ele fiind foarte aproape de nivelul solului îngheață foarte ușor. Pot fi tăiate în momentul în care se aplică diferite lucrări asupra solului și, bineînțeles, suferă și de secetă. Este extrem de important ca lucrarea să se realizeze în primii 4 ani de viață ai plantei, când vița de fapt se găsește situată în perioada de tinerețe, deoarece după primii 4 ani sistemul radicular bazal se dezvoltă atât de bine încât rădăcinile superficiale nu mai pot prelua controlul, astfel încât în timp ele se usucă. Pentru a realiza lucrarea în sine, trebuie mai întâi descoperit punctul de altoire, lucrare care se realizează cu sapa, cu foarte mare atenție, pentru a nu lovi plântuța. Deci, practic, se dezgolește punctul de altoire, astfel încât să vedem și partea superioară a portaltoiului, dar și altoiul, respectiv punctul de altoire. De aici îi vine practic și numele de copcit, deoarece se realizează o copcă de jur împrejurul punctului de altoire. Se pot observa deja rădăcinile superficiale, care au un aspect firos, sunt de culoare maronie și sunt extrem de numeroase în cazul butucului de față. După ce s-a folosit sapa pentru realizarea unei copci, se folosește copcitoarea, extrem de importantă, deoarece dacă am folosit numai sapa, riscăm să lezăm portaltoiul. Acesta este punctul de altoire, deci aici avem punctul de altoire, porțiunea mai groasă, uitați, o să arăt așa cu foarfeca. Porțiunea mai groasă reprezintă punctul de altoire, îmbinarea între portaltoi, partea subterană a tulpinii care dă rezistența la filoxeră și pe care se formează sistemul radicular, și punctul de altoire, îmbinarea între portaltoi care dă rezistența la filoxeră și soiul nobil care reprezintă partea aeriană. Practic, soiul nobil vine cu calitatea. Avem o sumedenie de rădăcini superficiale, după cum se observă. Eu cred că oricine s-ar uita la această plantă ar înțelege că dacă această viță ar trece pe o asemenea rădăcinare superficială, nu ar supraviețui. În acest moment, cu ajutorul foarfecii sau cu ajutorul unui briceag, se elimină rădăcinile superficiale de la punctul de inserție. Deci nu le scurtăm, ci le eliminăm. În momentul în care, după ce le eliminăm, vom aduce din nou pământ de jur împrejurul punctului de altoire. În acest moment nu mai sunt rădăcini. Ele, rădăcinițele în secțiune, au culoare albă sidefie, asta înseamnă că trăiesc și că pot absorbi elemente nutritive și apă. În acest moment ele au fost eliminate. Următoarea etapă a copcitului este să aducem pământ de jur împrejurul punctului de altoire, adică nu îl lăsăm descoperit. Pentru că suntem practic în toamnă și aceasta reprezintă, copcitul reprezintă o lucrare de sezon, o altă lucrare pe care o putem face concomitent cu copcitul este să aducem pământ de jur împrejurul punctului de altoire, după care să facem și un mușuroi, astfel încât pământul din mușuroiul de pământ să protejeze punctul acesta de altoire, care de altfel e cel mai sensibil punct al plantei. El poate îngheța sau se poate deshidrata, pentru că acolo a fost o intervenție chirurgicală și practic este o cicatrice care rămâne sensibilă a la lung, aproape toată viața plantei. În acest moment se poate acoperi punctul de altoire. Este bine ca pământul să nu aibă buruieni, dar ele au cam fost distruse cât de cât în această perioadă. Aducem pământul la nivelul punctului de altoire și după aceea facem și un mușuroi.
și s-a încheiat două lucrări concomitent. Și copcitul și mușuroiul. Mușuroiul nu trebuie făcut foarte mic, deoarece pe perioada iernii, dacă ninge, după care zăpada se topește, el este aplatizat, deci este bine să fie un mușuroi mai mare, astfel încât după topirea zăpezii să rămână o înălțime destul de mare de pământ și să-l protejeze de temperaturile, punctul de altoire să fie protejat. Mușuroiul nu protejează numai punctul de altoire, protejează și primii 2-3 ochi de la baza coardelor, ochii de iarnă de la baza coardelor, care la primăvară, dacă a fost, să zicem, o iarnă extrem de grea, ei supraviețuiesc și putem să ne bazăm pe ei la pornirea în vegetație. În acest moment lucrarea s-a încheiat și spor la treabă, ce putem să spunem altceva?